După ce ani la rând municipiul Orșov a fost lăsat de izbeliște, acum condițiile de viață ale cetățenilor din zonă s-au îmbunătățit considerabil. Proiecte în toate domeniile sunt în derulare datorită primarului Marius Stoica. De această dată vorbim despre o altă investiție esențială, mai ales în actualul context social, un rezervor de apă potabilă. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, a demonstrat că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Principalele obiective ale edilului sunt îmbunătățirea calității vieții comunității pe care o reprezintă și dezvoltarea durabilă a zonei. Acest lucru se vede cu ochiul liber, iar Orșova în prezent este un șantier în lucru. Primarul Marius Stoica este mereu atent la nevoile oamenilor, iar mai ales în actualul context social, construirea unui rezervor de apă potabilă în municipiu este vitală. Acesta este situat pe strada Viilor din cartierul Nord, care deservește pentru rezerva de apă a orașului. Rezervorul poate fi folosit atât pentru alimentare cu apă potabilă a unui cartier întreg în caz de avarie la rețeaua de apă potabilă, cât și ca rezervor pentru incendiu și tot aici se va înființa un centru de comandă. Observați și eu în contextul acesta al caniculei și nu numai, faptul că să ai o rezervă de apă este foarte, foarte important. Constat că zone importante din România duc lipsă la momentul acesta din cauza caniculei de apă potabilă, astfel că m-am pliat pe această problematică și am în desfășurare, în construire, după cum bine se observă în spatele meu, un bazin. Practic nu este altceva decât rezerva de apă a localității pentru orice eventualitate, pentru orice calamități naturale, dacă este să fie, pentru orice nevoi care vor fi avute în vedere în astfel de condiții de caniculă. Această investiție face parte din proiectul Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare în municipiul Orșova, realizat și cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu și al fostului secretar de stat Alin Chirilă, care întotdeauna a susținut investițiile benefice pentru cetățenii acestui județ. Este o prelungire a proiectului pe care sunt spre sfârșit de implementare, prin care am schimbat întreaga rețea de apă a localității, 18 km de țeavă schimbată, un proiect finanțat de Guvernul României cu sprijinul domnului fost ministru secretar de stat Alin Chirilă, dar și mai ales cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu, cărora le mulțumesc public pentru implicare și pentru faptul că au fost și sunt lângă mine și lângă cetățenii acestei localități. Țara noastră se sufocă în urma temperaturilor extrem de crescute din ultima perioadă, seceta ar putea fi următoarea epidemie, iar populația este în pericol să rămână fără apă potabilă. Primarul Marius Stoica ia întotdeauna măsuri din timp pentru ca cetățenii să fie în siguranță. Rezervorul de apă potabilă din Orșova este esențial, mai ales în situația actuală, când societatea se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 10 de ani, iar râurile încep să dispară. Edilul Marius Stoica este un om implicat pe care comunitatea se poate baza, iar lucrurile bune continuă pentru municipiul supranumit Perla Dunării.